În confruntarea cu salvatorii, unul dintre turiștii supărați s-a lăudat că este angajat la Apele Române, o instituție care întotdeauna a fost printre cele care au subliniat importanța respectării semnificației steagurilor de pe litoral, mai ales că au murit atât de mulți turiști anul acesta. Colega mea, Alexandra Gheța, vine cu mai multe informații chiar acum. Bună ziua, Alexandra! Cum s-a terminat scandalul? Bună ziua! A fost într-adevăr un scandal între salvamarii de aici, de la Eforie, și turiștii care au intrat în apă fără să țină cont câtuși de puțin de faptul că este arborat steagul roșu. Practic, n-ar avea voie să intre deloc în apa mării. Totuși, nu li s-a zis nimic până la un moment dat, când au depășit chiar geamandura. Despre cum s-a terminat totul, o să stăm de vorbă cu șeful serviciului de salvamari de aici, din Eforie, cu Gelu Vătămănescu. Spuneți-ne, vă rog, ce s-a întâmplat mai exact când turiștii au depășit geamandura. Salut, mine. Nu știu mare lucru. Am fost informat și eu de către salvamari. Era o persoană foarte agresivă, foarte recalcitrantă. Le-a adresat injurii, cuvinte defăimătoare, foarte ofensatoare, pentru că nu îi lăsa să intre cu copilul în apă, pe steag roșu arborat. Ei vreau să intre până la geamandură, să înnoate, să... susține că ar fi... dar lucra la o instituție publică și că noi am luat banii de la dânsul. Acum nu știu să vă spun mai multe detalii. O să aflu și eu mai pe seară când se întorc salvamarii de pe post. Cum s-a terminat totul? Știu că ați cerut ajutorul poliției și al jandarmilor. Din câte știu, a fost un moment când au vrut chiar să agreseze unul dintre salvamari, să-i dau un pumn în cap. Nu știu să vă zic cu exactitate. Atunci s-a cerut ajutorul poliției, a venit poliția, dar nu știu cum au decurs lucrurile în continuare. A fost practic și un contact fizic între ei. Vreau să vă întreb dacă salvamarul este bine și dacă va depune vreo plângere în acest sens. Salvamarul este bine, nu a fost mare lucru, până la urmă s-a luat un bobârnac sau ce de la omul în cauză. Nu cred că va depune plângere, nu cred că se ajunge într-acolo, dar e păcat să ajungem la, să avem nevoie de ajutorul poliției când este așa de bine să stai pe mal, să stai la soare, să te bronzezi. Știu că zilnic sunt intervenții la fiecare foișor. Astăzi, spre exemplu, cam câte intervenții au fost pe Eforie? Astăzi, de exemplu, aici unde suntem noi, chiar lângă noi, au fost scoase 7 persoane din apă. Două foișoare mai încolo, mai spre Eforie Sud, au fost scoase alte 5 persoane. În fiecare zi scoatem persoane din apă, au nevoie de ajutorul nostru. Ce înseamnă arborarea steagului roșu? Știu că dimineața a fost cel galben arborat. Cum s-a ajuns la celălalt? Au început să fie probleme în apă. Multă lume a avut nevoie de intervenția noastră și atunci am decis să arborăm steagul roșu, pentru că se formau curenții și era lumea în pericol. Cum vedeți dumneavoastră o soluție în acest caz, astfel încât și salvamarii să fie în siguranță, practic, atunci când vin la muncă? O soluție ar fi cum era pe vremuri poliția plăjilor, cum e prin străinătate, că sunt polițiști care chiar stau pe plaje și aplică legea pe plaje și sunt în sprijinul, până la urmă, și al salvamarilor și al cetățeanului de rând. Că, na. Până la urmă, turiștii au fost amendați, au fost sancționați în vreun fel? Nu cred că se va sancționa cineva vreodată. Nu cred. Până acum nu s-a sancționat nimeni și nici nu o să fie dată vreo amendă pe tema salvamar. Am văzut că sunt o mulțime de intervenții, atât în Eforie, cât și în stațiunile de lângă aceasta. Practic, este o meserie periculoasă, ne spuneau cei care practică acest lucru. O fac din plăcere, dar în același timp își asumă un risc atunci când sunt nevoiți să intre în apa mării, chiar și când sunt valuri puternice, așa cum au fost în cursul zilei de astăzi. De asemenea, nici zilele viitoare nu se anunță o vreme mai bună din acest punct de vedere. Chiar dacă este cald aici, la mare, bate vântul, ceea ce se simte și pe mal. Rămâne astfel ca turiștii să asculte sfaturile salvamarilor și să nu se aventureze în apa mării, pentru că altfel nu se știe cum se va soluționa totul. Mulțumim, Alexandru!